Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum ați văzut în titlu, voi vorbi despre 5 lucruri esențiale din trimestrul 3 de sarcină. Eu nu mai sunt însărcinată, bebe are deja 4 săptămâni. Am tot amânat să las până la sfârșitul sarcinii să văd ce lucruri mai am nevoie și am așteptat prea mult. Așa că nu am reușit să fac până să nasc, însă cred că acum este mai bine pentru că pe listă aveam altceva inclus, adică doar un obiect, adică obiect, un lucru în plus, care de fapt nu consider că m-a ajutat, așa că l-am tăiat de pe listă și voi vorbi despre acel lucru în vlogul despre naștere. Acum, în primul rând aș vrea să vă spun că dacă vor exista întreruperi sau nu voi fi coerentă sau ceva, este pentru că Bebe nu prea a dormit azi noapte, nici eu, de la 2:30 până pe la ora 7, nu știu de ce. A fost un pic neliniștit, acum este un pic neliniștit, l-am lăsat să doarmă cu ceva sunete din acelea oarbe, însă îl tot aud că se fâție și mârâie, așa că e posibil să trebuiască să plec, să-l iau, să facem pauză și apoi să continui. Vom vedea dacă mă va lăsa să fac sau nu. Bun. Aș vrea să începem și primul cu care voi începe este perna de gravide, care este aceasta, cea pe care am folosit-o eu. Acum am dat-o de pe Amazon și a fost aproximativ 30 de euro, ceva de genul. Însă vreau să vă spun că am folosit-o pe toată perioada sarcinii, deci toate 3 trimestre, pentru că eu obișnuiesc să dorm pe burtă și a trebuit să a trebuit să folosesc ceva alternativă sau așa ca să mă obișnuiesc să dorm într-o parte. Dar am inclus-o în acest vlog pentru că ultima lună de sarcină este destul de dificilă și e posibil să nu mai reușiți să dormiți sau să nu vă găsiți locul în pat, așa că este fix ce aveți nevoie, adică eu nu cred că aș fi supraviețuit fără ea. Așa că, da, consider că este foarte bună și ideea faină este că se poate folosi și apoi la alăptat. Aceasta se prinde așa, poți să o pui în jurul tău și bebe să stea pur și simplu pe ea ca să nu vă amorțească mâna, pentru că amorțește, credeți-mă. Și, da, depinde de fiecare bebeluș cum este, dar Yannis de obicei mai adoarme, mai mănâncă, mai uneori ne ia și jumătate de oră, 40 de minute. Da, bun, acesta a fost primul lucru. Ok, a fost nevoie deja de o intervenție, așa că cred că voi face fiecare lucru pe bucățele. Cel de-al doilea lucru esențial, din punctul meu de vedere, în primul rând, dacă doriți să alăptați după naștere, este achiziționarea unui sutien sau o bustieră de alăptat, pentru că, deci care se desface așa, pentru că în ultima lună, în mod special, se măresc foarte mult sânii. Bine, se mărește totul, burta, picioarele, mâinile, eu știu, și nu cred că este, eu știu, nevoie să se cumpere un sutien normal, pentru că nu prea o să-l folosiți doar o lună, pentru că voi când încetați să alăptați, cu siguranță nu vor mai fi sânii așa de mari. Așa că e bine să investiți într-unul sau, mă rog, mai multe de alăptat și cu care vă veți simți foarte comod în ultima lună, în mod special că atunci este cea mai dificilă. Pe acesta l-am luat de la H&M, a fost împreună cu încă unul negru și eu l-am luat la reducere aproximativ 15 euro, însă am văzut că pe la 20-25 de euro sunt sutienele de acest fel. Bun, acesta a fost cel de-al doilea. Ok, cel de-al treilea lucru esențial pentru mine, o să vi se pară posibil amuzant, a fost un ventilator. Pentru că eu am petrecut trimestrul al treilea, cel puțin primele aproximativ 2 luni din el în vară sau pe o vreme caldă și septembrie a fost destul de cald și pur și simplu datorită mai mult a hormonilor leșinam de cald, mi se strica starea și da, am considerat că este foarte nevoie și într-adevăr după aceea m-am simțit mult mai bine.
Și da, despre acesta nu am prea multe ce să vă spun, doar că e posibil ca dacă și voi aveți sarcina într-o perioadă mai caldă a anului, să aveți nevoie. Cam asta e. Ok, cel de-al patrulea lucru esențial pentru mine este reprezentat de o mingie de sport. Pentru că, na, coloana mea nu este obișnuită cu o greutate, na, așa de mare, pentru că, da, am luat multe kilograme în sarcină. Am avut dureri de spate, am avut dureri, eu știu, și de picioare, așa, uneori când mergeam mult pe jos, de partea a bazinului și mi-a fost foarte de folos. Dacă căutați pe YouTube, pentru că eu așa am făcut, găsiți foarte multe exerciții speciale recomandate pentru gravide, pentru relaxare, pentru coloană, eu știu, și da, nu am să vă dau o sugestie sau ceva, eu pur și simplu căutam, erau chiar videouri făcute așa cu kinetoterapeuți sau, eu știu, doctori sau, mă rog, ce erau, care, na, arătau fix ce exerciții sunt recomandate în sarcină și ce este contraindicat. E important. Bun. Bun, și ultimul lucru, dar nu cel mai nesemnificativ, este ceaiul din frunze de smeură. Acesta este foarte bun pentru că menține sănătatea uterului și previne hemoragia după o naștere vaginală, în cazul în care optați pentru una de acest fel. Eu așa am optat și se bea doar în ultima lună de sarcină, deci nu pe toată perioada trimestrului sau a sarcinii. La gust este ok, se poate îndulci sau așa dacă doriți, însă, da, eu l-am folosit pe acesta, l-am luat de la farmacie, chiar nici nu a fost mult, eu știu, vreo 3-4 euro, ceva de genul. Se pun două lingurițe la o cană de apă și, da. A, vreau să vă spun ceva despre el. Scrie că este indicat să fie băut într-o cantitate de 3 căni pe zi. Însă eu după prima perioadă, bine, nu beam chiar 3, făceam așa cam 1 litru și îl țineam la frigider și beam pur și simplu. Însă ceea ce am observat este faptul că este indicat și pentru diaree, turfal, și am observat asta. Deci, după ce am băut un pic cam prea mult, primele câteva zile, nu mi-a fost așa ușor să merg la toaletă. Și da, cam asta este. Cam acestea sunt lucrurile esențiale pe care eu le-am folosit. Ideea este că în ultimul trimestru, adică și în al doilea și în al treilea, nu te mai întâlnești, cel puțin la mine a fost așa, cu atât de multe schimbări ca în primul trimestru. Deci în primul trimestru am avut nevoie de foarte multe lucruri pe care să mi le achiziționez sau așa, la care să fiu foarte atentă pentru a mă simți bine. Dar în cel de-al doilea și al treilea trimestru nu am avut nevoie de atât de multe lucruri. V-am spus, perna aceea am folosit-o pe toată perioada sarcinii, chiar și mingea, pentru că am făcut exerciții și în al doilea și în al treilea trimestru. Bine, nu intens și nu atât de des cât ar fi trebuit și cât mi-aș fi dorit. Dar, da, le-am folosit. Însă mi s-au părut necesare fix în ultima perioadă a sarcinii. De aceea v-aș îndemna mai mult să aveți grijă de voi, eu știu, de psihicul vostru, să vă odihniți, să nu vă stresați, să nu vă faceți griji, eu știu, cu nașterea sau ceva. Cel mai important este să vă informați. Deci nu neapărat să vă uitați, eu știu, la nașteri, cum am făcut eu știu, zile la rând, dacă cumva credeți că o să vă fie frică sau ceva, dar este important să vă informați despre, eu știu, modul de respirație, despre alăptat, na, nu știu, sunt tot felul de lucruri și cred că asta este, de fapt, mult mai important. Aceste lucruri sunt așa un pic de a face un pic mai ușoară perioada, dar, na, nu sunt lucruri chiar așa obligatorii, pentru că poate voi nu o să aveți, eu știu, parte de dureri de coloană sau, eu știu, de călduri, pentru că, nu știu, sunteți în ultimul trimestru în iarnă sau așa.
Dar, da, acestea au fost lucrurile de care eu am avut nevoie. Și ce să vă spun, naștere ușoară pentru cele care urmează să nașteți. Și, da, sper că v-a fost de ajutor, vă mulțumesc că v-ați uitat până la sfârșit. Îi mulțumesc lui Bebe că m-a lăsat să termin acest vlog și, da, ne vedem data viitoare.